Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi, așa cum știți, îi pomenim și cinstim pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel și odată cu ei pe toți îngerii, lumea creată de Dumnezeu înainte de lumea creată văzută. Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, la care adăugăm, conform Scripturii, pe Sfântul Arhanghel Rafael, sunt nume de îngeri, nume de căpetenii de îngeri, care se găsesc chiar în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu ne spune într-un mod detaliat și sistematic ceva despre lumea aceasta nevăzută spirituală a îngerilor. În referatul facerii din prima carte din Biblie, nu ni se vorbește despre lumea în mod explicit, nu ni se vorbește despre lumea necreată, despre lumea creată, dar nevăzută a îngerilor. Totuși, Biblia începe cu un cuvânt care trimite la ideea de lumea îngerilor. La început, începe Biblia, la început a creat Dumnezeu cerul și pământul. Sfinții Părinți ai Bisericii târguiesc că prin cuvântul cerul se înțelege lumea aceasta nematerială a duhurilor. Deoarece, așa cum știm, cerul a fost creat de Dumnezeu în ziua a doua. Deci mai întâi Dumnezeu a creat lumea duhurilor, lumea spiritelor, lumea ființelor raționale și nemuritoare, pe care noi îi denumim generic îngeri. Cuvântul înger vine din limba greacă angelos, care înseamnă sol, trimis, mesager. Nu ni se spune așadar atunci când ni se vorbește despre facerea lumii văzute și despre facerea lumii nevăzute. Totuși, atât Sfânta Scriptura Vechiului Testament cât și Noul Testament ne vorbesc despre îngeri. Ne vorbește, spre exemplu, Cartea Iov. Cartea Iov, unde Dumnezeu îl întreabă retoric pe Iov: unde ai fost tu, Iov? Unde erai tu când eu am măsurat pământul? Când am pus piatra lui cea din capul unghiului? Unde erai tu atunci când, într-un temere a lumii văzute, îngerii mă preaslăveau? În mod metaforic, acolo spune, stelele dimineții la oaltă cântau și îngerii mă sărbătoreau sau sărbătoreau. Iată, se vorbește despre îngeri. Se vorbește și în cartea Neemia din Vechiul Testament, unde sunt numiți o știre cerească. Sfântul Apostol Pavel în Noul Testament ne vorbește despre îngeri, arătând că ei sunt organizați ierarhic. Într-o acesta, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, într-o acesta, adică în Iisus Hristos, s-au creat toate cele din ceruri și de pe pământ, toate cele văzute și nevăzute, și acum enumără, fie tronuri, fie căpetenii, fie domnii, fie stăpânii. În El, prin El și pentru El s-au creat toate acestea. Așadar, reținem că lumea aceasta îngerilor, lumea spiritelor, lumea duhurilor, a fost creată de Dumnezeu mai întâi. Este creată tot din nimic, sau mai bine spus, din voința și iubirea lui Dumnezeu. Și această lume a îngerilor
a fost creată de Dumnezeu ca o lume de duhuri slujitoare. Întreabă retoric în Epistola către Evrei, Sfântul Apostol Pavel, oare nu sunt toți duhuri slujitoare? Ei slujesc neîncetat pe Dumnezeu. Numărul îngerilor este necunoscut. Se vorbește la profetul Daniel despre faptul că înaintea celui vechi de zile, adică înaintea lui Dumnezeu, sunt mii de mii și miliarde de miliarde de îngeri. De asemenea, Apocalipsa ne vorbește de mii de mii și la fel nenumărați îngeri care slujesc înaintea tronului Mielului. Așadar, numărul îngerilor este necunoscut, este incomensurabil pentru puterile omenești. Sfântul Ioan Gură de Aur, ca de altfel și Sfântul Clemen Alexandrinul, vorbește despre o infinitate de îngeri. Dar această infinitate este pentru noi. Ei totuși sunt mărginiți, acești îngeri. Ei nu sunt ca Dumnezeu omniprezent, absolut, veșnic, atotputernic, atot înțelept. Îngerii sunt ființe create, deci aduse de la neființă la ființă. Dumnezeu nu are sfârșit, dar nu are nici început. Îngerii sunt nemuritori, dar au un început, iar nemurirea lor constă în aceea că se împărtășesc din veșnicia lui Dumnezeu. Îngerii au fost creați de Dumnezeu ca spirite, ca duhuri bune. Dar în ei nu exista, exista posibilitatea schimbării. Dacă în Dumnezeu nu este mutare sau umbră de schimbare, în îngeri putea să existe schimbare și, din păcate, a existat această schimbare din bine în rău. Posibilitatea și din bine în bine era, de altfel așa trăiesc îngerii, crescând ca într-o epectază, într-un suiș asimptotic spre Dumnezeu. E bine, o parte din îngeri în frunte cu Lucifer, și probabil că Eminescu a fost inspirat, cum spune un mare scriitor, în poezia sa Luceafărul, nu este altceva decât Lucifer, spune un scriitor contemporan, care l-a tâlcuit pe Eminescu. Așadar, parte din îngeri în frunte cu Lucifer s-au trufit și au căzut. Trufia lor a constat, așa cum știți, în aceea că au vrut să fie ca Dumnezeu, fără Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Atunci apare Sfântul Arhanghel Mihail, care a strigat să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, cuvinte care sunt și în liturghie introduse, noi cei care suntem creați. Cu alte cuvinte, fiți atenți, îngerilor, că voi nu sunteți ca Dumnezeu prin fire, în primul rând. Sunteți creați. Puteți să fiți ca Dumnezeu în bunătate și înțelepciune, dar nu puteți să fiți întocmai ca Dumnezeu Creatorul. Ci voi sunteți ființe create, care pot să se îndumnezească, dar prin Dumnezeu și nu prin sine. E bine, această lume a îngerilor căzuți constituie iadul. Lumea aceasta a îngerilor, iubiți credincioși, așa cum vă spuneam, nenumărată ca număr, este organizată ierarhic. Sfinții Părinți ai Bisericii, care nici nu vorbesc într-un mod sistematic și foarte amănunțit despre lumea îngerilor până în secolul al V-lea, ne vorbesc despre îngeri că sunt într-adevăr organizați ierarhic. Sfântul Apostol Pavel m-a amintit. De asemenea și ceilalți Sfinți Părinți până în secolul al V-lea. În secolul al V-lea apare Sfântul Dionisie, Pseudo-Areopagitul, care, inspirat de Dumnezeu, scrie o carte care este fundamentală pentru doctrina Bisericii în legătură cu îngerii, și anume ierarhia cerească. El ne spune că îngerii sunt organizați în nouă cete și aceste cete sunt rânduite de Dumnezeu ierarhic în trei triade sau ranguri. În trei clase, altfel spus.
Cei mai apropiați de Dumnezeu sunt serafimii, cherubimii și tronurile sau scaune. Urmează triada a doua, domniile, puterile și stăpânirile, și mai aproape de noi oamenii sunt începătorile, arhanghelii și îngeri. Rămâne o taină cum se organizează ierarhii, cert este că serafimii și cherubimii sunt mai aproape de Dumnezeu slăvindu-L și slujindu-I, iar arhanghelii și îngerii sunt mai aproape de noi oamenii, ne slujesc, ne duc rugăciunile înaintea tronului Preasfintei Treimi, ne sunt călăuzitori, ocrotitori în această viață. Vă spuneam că prin cuvântul îngerii înțelegem, denumim generic pe toți îngerii, dar tot prin cuvântul îngeri înțelegem această clasă, ultima, în ierarhie, cea mai apropiată de noi oameni. Din rândul acestor îngeri, ceata nouă, dacă vreți, face parte și îngerul nostru păzitor, pe care l-am primit de la botez și care ne însoțește în viața aceasta de la leagăn până la mormânt, ducându-ne prin vămile văzduhului spre judecata particulară, unde va mijloci pentru noi. El este aici pe pământ ocrotitor, îndrumător, călăuzitor, zicem noi, ne și rugăm la liturghie ca Dumnezeu să îndruiască înger pașnic, călăuzitor, povățuitor, îndrumător și celelalte, pentru ca El să ne poată face să-L ascultăm, pentru că adesea noi suntem potrivnic îngerului păzitor. Cred că prima rugăciune pe care am învățat-o cu toți este rugăciunea către îngerul păzitor, înger îngerașul meu. Și apoi oamenii chiar în vârstă am întâlnit, se roagă cu această rugăciune. Vedeți, există o familiaritate foarte puternică între îngerul păzitor și fiecare creștin ortodox. Simțim ocrotirea acestor îngeri, mai ales în momente grele. El este cel care ne aduce acele gânduri bune, gânduri generoase, gânduri jertfelnice, gânduri care ne îndeamnă să urmăm adevărul cu orice preț și până la capăt. Dar majoritatea îngerilor sunt cumva anonimi, nu au un nume propriu. Singurii îngeri care au nume proprii sunt Mihail, Gabriel și Rafael, conform Scripturii. Conform Scripturii. Mihail, acest arhanghel, adică, dacă vreți, mai mare peste îngeri, arhistrategul Mihail, este cel care, vă spuneam, s-a luptat cu Lucifer și l-a aruncat din cer cu sabia sa de foc. Cuvântul acesta, Mihail, înseamnă cine este ca Dumnezeu. Noi cântăm o cântare care este inspirată din numele Mihail. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Este îngerul dreptății. Este îngerul care a însoțit și a ocrotit poporul ales atunci când a ieșit din țara Egiptului spre țara făgăduinței. El este cel care s-a arătat în nord și apoi asta ziua, iar noaptea lumină într-un stâlp de foc. El este cel care la sfârșitul veacurilor va tuna din trâmbiță anunțând sfârșitul lumii, învierea morților, judecata de apoi. Este glasul arhanghelului despre care vorbește Scriptura. Sfântul arhanghel Mihail, așadar, este îngerul dreptății, căpetenie peste îngeri, slujitor al lui Dumnezeu, dar așa noastră oamenilor. El este înfățișat în icoană și, cum știți, o sabie în mână, o sabie de foc, iar în biserică tipicul prevede să fie pictat pe ușa diaconească din dreapta, din nordul bisericii. Sfântul Arhanghel Gabriel, de regulă, este înfățișat având în mână un crin și este pictat în biserici undeva, dacă este pictat, pe ușa diaconească din stânga. De ce? Pentru că atunci când preotul intră în Sfântul Altar, care simbolizează împărăția cerurilor, prezentă la modul cel mai intens în biserică și mai ales în liturghie,
Preotul intră pe aici, pe ușa aceasta și iese pe ușa aceea. Ați observat că aceasta este mișcarea. Intră prin ușa pe care este reprezentat Sfântul Arhanghel Gabriel, cel care a adus vestea cea bună Maicii Domnului, că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut și Fiul omului. Buna vestire, cum o numim. Așadar, Gabriel, al doilea arhanghel, este îngerul bunelor vestiri, îngerul adevărului, îngerul care este mesagerul voii lui Dumnezeu, care ne aduce cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt mântuitor. Cuvântul Gabriel, venind din limba ebraică, înseamnă Dumnezeu a fost puternic, sau Dumnezeu este puternic. El este cel care, așa cum spune profetul Daniel, i s-a arătat chiar lui Daniel ca un om, de aceea poate fi înfățișat în icoană, ca un om, dar care zbura și care îl întărea pe el, pe Daniel. De aceea îi înfățișem pe îngeri, pe aceștia doi în special, cu arii, ca oameni, dar cu arii. Tot el este acela care a anunțat învierea. Fața lui, chipul lui, strălucea ca fulgerul. Așa avea înfățișare, ca un fulger, și hainele sale erau albe ca zăpada. David este cel care, vă spuneam, și știți de fapt, s-a adresat Maicii Domnului prin cuvintele: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. El este cel care a ocrotit Sfânta Familie arătându-se în vis lui Iosif de două ori, de fapt de trei ori, i s-a arătat. El este cel care a adus numele Iisus, nume pus de Dumnezeu prin el, prin Arhanghelul Gabriel. Rafael, al treilea arhanghel, cu nume, este ocrotitorul celor care sunt bolnavi. Despre el ne vorbește cartea Tobit, din Vechiul Testament, o carte necanonică, dar bună de citit, face parte din cărțile anaginoscomene, adică bune de citit. Această carte Tobit ne vorbește despre faptul că Rafael l-a scăpat de orbie, l-a vindecat de orbie. Tot este cel care a călătorit și l-a ajutat în călătorie pe fiul lui Tobie, pe Tobit. Este așadar ajutorul celor care călătoresc și își pun nădejdea în Dumnezeu în călătoria lor. Și mai cu seamă, acest arhanghel Rafael este ocrotitorul familiei drept credincioase, a iubirii fidele dintre soț și soție în familie. Deoarece, așa cum știm, același arhanghel, Rafael, i-a însoțit prin lucrarea lui Dumnezeu pe Tobie, fiul lui Tobit, cu soția sa. Deci, iată, cei trei arhanghel, Mihail, Gabriel și Rafael, sunt căpetei de îngeri care sunt cei mai apropiați de oameni și care au avut un rol foarte important în economia mântuirii. Pentru noi, iubiți credincioși, este o sărbătoare deosebită pentru mănăstirea noastră. Aceasta pentru că Sfântul Arhanghel Mihail se pare în special, la care s-a alăturat și Gabriel, sunt ocrotitorii mănăstirii noastre. Atunci când Părintele Visarion a venit aici, cu maicile, cu puținele maici care l-au însoțit atunci, a găsit o mănăstire în ruină, dar o mănăstire care chiar și așa în ruină era ocrotită de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel. Și această ocrotire și acest ajutor al lor s-a văzut, pentru că numai câteva zeci de ani mănăstirea arată cum o vedeți. Nu este întâmplător lucrul acesta, de altfel știm că îngerii sunt ocrotitori nu doar al persoanelor umane, ci și al unor localități, special al unor locuri consacrate, al unor țări. De asemenea, ne vorbește Scriptura. Și cartea Apocalipsa ne vorbește despre cele șapte biserici, despre îngerii celor șapte biserici. Adică fiecare comunitate creștină are rânduită de către Dumnezeu un înger ocrotitor, păzitor. Cum știm, fiecare credincios are un nume. Astăzi o să-i felicităm în mod special pe cei care poartă nume de arhanghel, fie Mihail, fie Gabriel, Mihaela, Gabriela, derivatele, îi felicităm.
și le dorim ocrotirea Sfinților Arhanghel, dar nu doar lor, și tuturor acelora care evlavie la Sfinții Îngeri, care cinstesc pe Îngerul Păzitor, îi se roagă, îl ascultă atunci când primesc îndemnuri bune și care nădăjduiesc ca la sfârșitul vieții să fie soțiți precum Lazar, cel sărac din parabola bogatul nemilosit săracul Lazar, de îngeri buni, păzitori, puternici, cu mare îndrăzneală la bunul Dumnezeu. Așadar, tuturor celor care purtați numele Mihail și Gabriel, multă sănătate și mântuire, ocrotire îngerească și bucurie sfântă. Tuturor la mulți ani! Acum o să, după rânduială, după tradiție, o să săvârșim slujba parastasului pentru ctitorii mănăstirii, în frunte cu Părintele Visarion. Undeva acolo la mormânt o să mergem. Așadar, cu toții în liniște, cu bună cuvință, să ieșim din biserică după ce vă veți mirui. Deci o să rămâneți și la miruit, o să rămână un părinte aici la miruit. Să mergem ceilalți preoți acolo la mormânt pentru parastază. Și pe măsură ce vă miruiți, mergeți, ieșiți și o să participați la slujba parastasului, apoi la agapa, așa cum se obișnuiește de hram. Dar și aici aș dori multă răbdare, pentru că mâncare este și duhovnicească a fost prin darul lui Dumnezeu și de cealaltă pentru nevoile noastre pământești, trupești, destulă, doar răbdare trebuie și bună cuvință. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm la parastase.